La 2 zile de la adoptarea hotărârii Comitetului Național de Situații de Urgență, suntem în același trend ascendent care ne aduce astăzi la un număr de 2958 de cazuri noi depistate infectate SARS-CoV-2 și în același timp și o capacitate de 612 persoane în terapie intensivă, din care 199 se află pe ventilație mecanică invazivă. Este un moment pe care îl aducem sau îl readucem în atenția tuturor pentru a specifica că menținem același trend ascendent în pofida acelor rigori sau acelor precauții pe care le-am impus și trebuie respectate în vederea limitării scăderii numărului de cazuri noi prin transmiterea în comunitate. Revin în acest moment cu aceleași solicitări pe care le-am făcut și în ultima perioadă de a respecta aceste restricții. În perioada imediat următoare, în spitale și în DSP-uri, vor exista acele evaluări încrucișate pentru a putea remarca dacă există acea capacitate pentru fiecare din cei care lucrează în aceste spitale pentru a putea da acea asistență medicală de care avem nevoie. Sistemele medicale încă rezistă, dar recomandarea noastră este de a nu forța aceste sisteme medicale. Am reevaluat și am relaxat niște activități la 1 septembrie. Acele relaxări s-au desfășurat în condițiile unor norme. Acum, când acest indice a trecut de acel 1.5, am fost nevoiți să restricționăm aceste activități. În măsura în care aceste indicatoare, acest indice ai noștri vor reveni prin respectarea regulilor sub 1.5, vom reveni și noi în momentul în care vom redeschide aceste activități. Unitățile medicale, cele reevaluate ieri în București și cele din toată țara, cele 226 de unități suport COVID, au capacitatea de a adapta la numărul de cazuri care se adresează. Dar, repet, sunt acele capacități care trebuie respectate. Personalul medical este același și de acum 7 luni. Este același care a primit și 200 de cazuri pe zi, care primește și 3.000 de cazuri pe zi. Suntem în momentul pe care trebuie să-l gestionăm împreună. Avem un mesaj pentru corpul medical care, deși obosit, în continuare este acolo și va da acea asistență medicală. Dar avem în același timp și un mesaj pentru populație. Haideți să respectăm acele reguli. Comitetele județene pentru situații de urgență sunt cele care reevaluează permanent tot ce se întâmplă la nivelul localității respective și tot ce se întâmplă va da măsura rigorilor sau restricțiilor care se impun de la o zi la alta. Avem momentul în care avem și personal medical infectat. Haideți să ne gândim că acest personal medical este cel care se expune. Haideți să ne gândim că acest personal medical trebuie să îngrijească și persoane infectate sau persoane neinfectate COVID. Haideți să vedem că spitalele din București sunt cele care în acest moment pot suplini, dar vom fi nevoiți să trecem tot ce înseamnă capacitate către spitalele din provincie. După cum știți, în acest moment avem 226 de spitale suport COVID. În aceste 226 de spitale suport COVID avem 1050 de paturi de terapie intensivă complet utilate. În acest moment avem 612 persoane în aceste spitale pe paturi terapie intensivă. Dacă noi încercăm să vedem această capacitate, atunci vom ajunge ca personalul să fie cel care trebuie să dea dovada că poate susține această capacitate. Totuși, vedem că nu se respectă reguli. Totuși, vedem că lumea are o atenție relativ sporită spre ce se întâmplă la alte evenimente. Haideți să încercăm în acest moment, eu știu de cum până dacă vreți, să reașezăm o abordare a tot ce înseamnă respectarea unor reguli. Sistemul este cel care ne va da și capacitatea. Suntem întrebați de multe ori noi, corpul medical, care ar fi limitele. Am primit și 200, primit și 1000, primit și 2000, primit și 3000 de pacienți pe zi. Dar haideți să vedem dacă acea componentă de prevenție este cea care poate face diferența. O repetăm de fiecare dată, nu se tranșează această pandemie în spital. Această pandemie se tranșează în prespital. Respectând niște reguli, vom avea un număr de cazuri mic printr-o transmitere comunitară scăzută. Avem în acest moment discuții pe acele focare. Există într-adevăr focare în centrele de bătrâni, în centrele de copii, există într-adevăr focare în unitățile sanitare, există într-adevăr focare în acele
eu știu, întreprinderi sau agenți economici. Dar haideți să vedem de unde pleacă acele focare. Avem evenimente care nu sunt complet supravegheate sau nu se respectă anumite reguli. Avem un transport în comun în care putem vedea la fel că nu se respectă reguli. Aici avem acele zone infectante. Haideți să tratăm un pic mai serios aceste lucruri și o să vedem că în evoluție vom avea o scădere a numărului de cazuri noi. Aceste restricții reimpuse acum două zile vom vedea că își vor face efectul în decurs de 10-14 zile. Dar până în aceste 10-14 zile, haideți să fim cu toți solidari și să ajungem acolo unde speram să ajungem la începutul lunii iunie. Acest număr de cazuri, aproape 3.000 de cazuri, nu este apărut în septembrie, nu este apărut din august. Avem 7 luni de zile în care gestionăm o pandemie, în care încercăm, prin anumite reguli, să scădem transmiterea comunitară. Suntem într-un moment în care fiecare dintre noi avem o componentă la care trebuie să contribuim. Guvernul, sistemul sanitar, ministerele sunt cele care gestionează din punct de vedere administrativ, alături de administrațiile locale. Populația civilă este cea care previne, având o normă și niște precauții de respectat.